8 martie mai fericit pentru toate doamnele din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială din Cujmir. Tinerii socialdemocrați coordonați de președintele TSD Mehedinți Alexandru Cojocaru, cu sprijinul președintelui PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, dar și al vicepreședintelui Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, au reușit să aducă zâmbetul pe buzele doamnelor în această zi specială. Doamne ajută! A venit să vă spunem o primăvară frumoasă. Multă sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră din partea Tineretului Social-Democrat să rămână. Dacă majoritatea femeilor sunt sărbătorite de soți, de copii, de colegi, din păcate, pentru doamnele din acest centru, practic, cuvântul sărbătorire nu prea mai are mare relevanță. Tocmai de aceea, într-o zi cu o însemnătate deosebită, TSD Mehedinți, coordonat de președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, dar și de directorul Centrului de Asistență Medico-Socială din Cujmir, Valentin Ionuț Axinescu, au dorit să ofere câte o floare și o vorbă bună doamnelor aflate în grija asilului. Ți-ai multă sănătate și tot ce vă doriți. Să rămână multă sănătate. Nu mă dă de dar. Sper că v-a plăcut gestul nostru. Este din suflet și să aveți multă sănătate. Doamnele din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială din Cujmir au fost extrem de încântate de vizita tineretului social-democrat din Mehedinți. Bucuria li s-a putut citi pe chipuri, iar gestul a fost primit cu multă căldură. A apărut această inițiativă a tineretului social-democrat. Astăzi v-au făcut o bucurie. Da, vă mulțumim frumos. Apreciați? Da. Da, apreciem. Dumneavoastră, cum vi s-a părut această inițiativă a tineretului social-democrat? Frumos, frumos. S-au gândit ca de 8 martie să vă fac o bucurie. Frumos, mamă, bine făcurăți. Bine făcurăți să fiți sănătoase, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere. Și dumneavoastră și copiilor noștri și la toată lumea. Și suntem mulțumite că veniți și mai vedeți pe noi. Că suntem bătrâne și ne e drag să vină și la noi. Bine și bine. Bine să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea. Vă mulțumim mult de tot. Vă așteptați? Nu ne așteptam de așa ceva. Da, nu ne așteptam. Da, așa mult tineret. N-am văzut niciodată de când sunt, că am mai fost 3 ani odată și acum am un an de când am venit aici. Că m-am îmbolnăvit și mi s-au umflat picioarele și n-am putut să mai stau acasă și am venit aici că știu că e bine. Dumneavoastră, cum vi s-a părut această inițiativă a tinerilor? Nu știu cum să mulțumesc lui bunul Dumnezeu că v-a dus la noi. V-au făcut o bucurie de 8 martie. Da, da, o bucurie mare, de nici n-am avut de mult timp așa fel de bucurie. Așa fel de bucurie, de frumusețe asta. Președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost de fiecare dată alături de comunitate, prin acțiuni menite să aducă un zâmbet pe buze și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. Și de această dată, alături de echipa lui, cu ocazia zilei de 8 martie, au împărțit flori și un gând bun doamnelor din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială din Cujmir. O nouă zi plină de emoție, suntem profund impresionați de lacrimile doamnelor pe care le-am vizitat astăzi. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului președinte al PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, dar și tuturor liderilor PSD care ne sprijină în aceste acțiuni pe care noi încercăm să le avem în cât mai multe localități din județul Mehedinți. Aceste acțiuni au fost întotdeauna sprijinite de Consiliul Județean Mehedinți prin președintele Aladin Georgescu și al PSD Mehedinți, cât și prin vicepreședintele Consiliului Județean, Ionică Negru, care au fost întotdeauna alături de cetățenii județului nostru, mai cu seamă într-o zi cu o semnificație aparte. Astăzi m-am alăturat cu mare drag echipei de la TSD Mehedinți, Tineretul Social Democrat, echipă pe care o coordonează cu drag Alexandru Cojocaru, colegul nostru, și am încercat să aducem un strop de bucurie persoanelor vârstnice care sunt asistate aici la centru de bătrâni de la Cujmir. Le-am transmis doamnelor sănătate multă
și un sincer la mulți ani în ziua aceasta specială. Și aș vrea pe această cale să urez și eu tuturor doamnelor și domnișoarelor un sincer la mulți ani de 8 martie. Pe lângă flori și felicitări, tineretul social-democrat le-a oferit tot ceea ce este necesar pentru a le face pe aceste doamne din centru să zâmbească și să uite pentru câteva clipe de cotidian. Condițiile din centru sunt unele extrem de bune, iar doamnele afirmă faptul că nu se gândeau să aibă o viață așa de liniștită și de frumoasă la bătrânețe, cu atâția oameni care să le poarte de grijă. Suntem mulțumite și aici cum suntem îngrijite, mamă! Că suntem îngrijite, prea îngrijite, spălate, curate, mâncate, atâta suntem mulțumite, foarte mulțumite. Mulțumim tinerilor social-democrați, nu în ultimul rând și în primul rând domnului președinte și implicarea domnului vicepreședinte Ionică Negru și domnului Aladin Georgescu pentru sprijinul care ne-l acordă și susținerea care o dă pentru acești bătrâni. Suntem... Așa cum ne-a spus OPC-ul în ultima vizită care a avut o top 4 unități din județul Mehedinț, avem la data de astăzi avem 31 de pacienți, dintre care 17 imobilizați, pacienți cu boli cronice. Nu putem primi alt fel de pacienți decât cei care sunt cu boli cronice, pacienți liniștiți care vor să aibă o liniște sufletească și la bătrânețe. Tinerii social-democrați și-au dorit prin această acțiune să le arate tot respectul pe care îl poartă acestor doamne și să le transmită totodată cele mai calde gânduri. Am venit împreună cu TSD Mehedinți să aducem un zâmbet pe chipurile persoanelor în vârstă de la azilul de bătrâni din Cujmir. Toate aceste acțiuni nu ar fi fost posibile fără sprijinul președintelui PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, dar și al vicepreședintelui Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, și al tuturor liderilor politici PSD, care mereu au sprijinit echipa de tineret. Domnul președinte, Aladin Georgescu, cât și domnul vicepreședinte Ionică Negru, alături de domnul director, încearcă și fac tot posibilul ca dumneavoastră să fiți cât mai bine îngrijite, Doamne, și să aveți tot ceea ce este nevoie. Există foarte multă implicare și mulțumim, cred că este datoria fiecăruia dintre noi, a celor mai tineri, să avem grijă de, de părinții, mulțumim, de bunicii noștri. Vă iubim foarte mult și vă mulțumim. Și noi. Noi vă mulțumim pentru ce ați făcut pentru noi și faceți în continuare fiecare zi. Dumneavoastră am mai mare mulțumire, vă mulțumim din suflet. Vizita, că nici nu ne așteptam de așa fel de vizită. Doamne ajută, mulțumesc. Doamne ajută. Să vă dea multă sănătate și tot binele din lume. Și dumneavoastră și la fel. Și să ne revedem cât de curând. Totodată, TSD Mehedinți a dus tradiția mai departe și anul acesta. Dacă de 1 martie TSD Mehedinți l-a urat o primăvară frumoasă sportivelor din cadrul clubului CSM Drobeta Turnul Severin, de ziua femeii au dorit să le aducă zâmbetul pe buze printr-o floare și un gând bun. A fost o inițiativă foarte frumoasă și pe această cale țin să mulțumesc domnului președinte Cojocaru Nicu și domnului primar Marius Creciu și nu în ultimul rând domnului Aladin Georgescu pentru că susține această echipă și mereu vin cu câte o surpriză plăcută pentru tinerii noștri și astăzi cu ocazia femeii și a zilei mămicii a venit și nu ne-a uitat nici de această dată. Această inițiativă a ajuns într-o zi de o semnificație importantă pentru noi, pentru mămici și pentru femei totodată. O văd cu bun augur. De ce nu îi invit să organizeze astfel de inițiative și cu alte ocazii? Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, TSD Mehedinți fiind mereu în mijlocul comunității.